În luna iunie 2009, printre balone colorate, muzică pe gustul prichindeilor și zâmbete mulțumitoare ale părinților, primarul de atunci al Făgărașului inaugura noul părculeț din centrul orașului amanajat de JTTI România împreună cu primăria. Ideea de atunci era ca în preajma cetății Făgăraș să se amanajeze un părculeț pentru copii în același stil, o cetate a copiilor. Așa a și fost numit ulterior acest loc de joacă pentru copiii din centrul Făgărașului și nu numai. Anii au trecut, patina timpului s-a văzut pe obiectele din cetatea copiilor, iar necesitatea reamenajării acestui loc de joacă era evidentă. La distanță de 13 ani, aceeași firmă a venit cu o cofinanțare de 30.000 de euro, restul investiției fiind suportată de primărie, iar cetatea copiilor a devenit modernă, cu obiecte pentru joacă din materiale mai puțin periculoase și mult mai atractive. Acum parcul Cetatea Copiilor din centrul orașului este pregătit pentru întâmpinarea micilor făgărășeni dornici de joacă.